Vă salut! Subiectul acestui video este Paulownia, carbure decorativ și pentru umbră. Multă lume a auzit de Paulownia, copacul cu cea mai rapidă creștere din lume, doar că imaginea pe care o avem în minte este cea a copacilor din plantații, mai exact un copac cu o tulpină înaltă, dreaptă și cu o mică coroană în vârf. Este o diferență destul de mare ca și aspect între arborii de Paulownia lăsați să crească în mod natural, asupra cărora se intervine foarte puțin, și aceștia din plantații, unde se urmărește obținerea de lemn. În cazul acestora din plantații, ramurile sunt înlăturate când sunt foarte mici, cu scopul de a obține aceste trunchiuri cât mai drepte și cât mai înalte. Revenind la copacul nostru, vă pot spune că această Paulownia este un hibrid, mai exact Paulownia hibrid 9501, care este un crucișare între Tomentosa și Fortunei, care se spune că ar avea caracteristicile cele mai bune de la fiecare, și anume o creștere mai rapidă, rezistență mai mare la ger și o calitate mai bună a lemnului. Partea cu lemnul nu mă încântă, eu plantându-i în special pentru umbră. Acum când filmez acest video, suntem în data de 28 iulie 2022. Copacul este în al doilea an de la plantare și are o creștere foarte accelerată. Am achiziționat butași, care au fost plantați la începutul lunii mai 2021, adică anul trecut. În primul an, creșterea nu a fost spectaculoasă, pentru că planta a trebuit să-și dezvolte sistemul radicular, astfel că, în aproape 4 luni de vegetație, a ajuns până la 1,80 m. Anul acesta, abia pe la jumătatea lunii mai, a pornit în vegetație, pentru că a fost destul de răcoare, iar viteza de creștere a fost wow. Acum, copacul are o înălțime de 3,5 metri, dar, după cum se poate și vedea, a crescut nu doar în înălțime, ci toată coroana s-a dezvoltat. Despre udat vă pot spune că în primul an udările au fost săptămânale, chiar și de două ori pe săptămână în perioadele de vară când a fost caniculă, iar anul acesta i-am udat o singură dată atunci când au plecat în vegetație. Să ne apropiem puțin. Așa arată de aproape. Anul trecut a crescut până aici. Practic a fost doar o tulpină dreaptă de 1,80 m. Anul trecut i-am îndepărtat toate ramificațiile. Practic de la fiecare frunză de aici a plecat câte un mugure să formeze o nouă ramură și i-am îndepărtat. Așa arată în al doilea an tulpina, atât de cam așa e de groasă. Și anul acesta au plecat ramificații din nou, doar că am rupt tot până la nivelul acesta. Aceasta este creșterea în înălțime de anul acesta. Sper să se vadă. Are undeva la un 3,5 metri. Frunzele sunt foarte mari. Unele sunt și mâncate de către omizi. Puteam să optez și pentru varianta în care anul acesta aș fi secționat arborele de jos și puteam să las un nou lăstar care să crească drept, practic să nu fie din două bucăți cum este acum, și ar fi crescut nou lăstar anul acesta, ținând cont că sistemul radicular este deja foarte bine dezvoltat, probabil că ar fi crescut undeva la un 4-5 metri și să fi lăsat să plece ramificațiile direct din acea tulpină. Paulownia face și flori, face flori grupate în buchete, au o formă de trompețică, sunt destul de mari, buchetele ajung la 30, chiar 40 de centimetri și înfloresc din al treilea an de la plantare. Toamna, din aceste flori se formează niște capsule care se împline de semințe. Deci se poate înmulți și prin semințe sau se mai poate înmulți și prin drajoni. Și asta vă pot spune că am săpat aproape de tulpină și am rănit
o rădăcină. Practic am secționată. Rădăcinile după primul an sunt mai groase decât degetul mare. Din acea rădăcină secționată, cam într-o săptămână, a și drajonat și am avut lăstari. I-am îndepărtat și n-am mai observat să apară nimic. Dar se poate înmulți și prin lăstari. Tot apropo de sistemul radicular, eu unul nu aș opta să îi plantez lângă garduri, borduri, nu știu, trotuare, să nu existe probleme în timp. Mai are cam o lună jumate perioada de vegetație, iar dacă aș menține ritmul de creștere, probabil că va ajunge undeva la 4,5 metri. Cam asta a fost video, sper să vă fi plăcut și până data viitoare vă doresc numai bine!